Lazar Leța. De Sfântul Lazar, fetele din cartierul de Bulgari, din municipiul Târgoviște, merg cu lăzărița. Este un colind cu origini precreștine care se practică numai în comunitățile de bulgari. Grupuri de câte 5 sau 6 fete, de vârstă până la 12 ani, colindă din casă în casă, obiceiul semnificând revenirea la viața naturii, precum și cea a lui Lazar. Fetele primesc ouă, mere, covriș, dar și bani. Singura problemă o constituie faptul că nici fetele tinere, nici bătrâne nu mai cunosc cântecele vechi bulgărești. Priviți lazărița! De când vă așteaptă, mama? Bine ați venit! Bine ați venit pe la noi! Ce le dați? În toate! Și un bănuț. Lăzărița este un colind la care participă doar fetele în ajunul floriilor. Bătrânii din cartierul bulgăresc din municipiul Târgoviște spun că așa au pomenit din străbune acest obicei. Deși nu știu prea multe lucruri despre vechimea și semnificația acestui obicei, fetele aduc fiecărei gospodării în care intră vestea învierii lui Lazar din mormânt și totodată vestea venirii primăverii. Primiți lăzăriță. Și oamenii ce, cu ce vă primesc? Cu ouă, covriș și un ban. Am fost și eu până acum vreo 5 ani, cred. Și cum? Vă duceți în gașcă, numai fete? Da, doar fete se duc și la fiecare poartă trebuie să întrebe oamenii dacă primesc cu lăzărița. Se întâmplă să nu primească? Sunt mulți care țin și porțile închise. Semnifică o tradiție de bătrânilor și, bine, de, și de când erau bătrânii și eu cam atâta știu. Acest obicei are loc doar în comunitățile bulgărești din țară, dar și la Târgoviște. E de mult, da, din Mostrămoși. Ați fost și dumneavoastră în tinerețe? Cum să nu? Da, cum se striga înainte? Se striga pe bulgărești? Da, da. Da. Din Mostrămoși. Ați fost și dumneavoastră? Am primit și... Da, nu, în tinerețe ați fost și dumneavoastră? Da, 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 când eram mai micuță. Ce semnă? Mai e cei mici. De-abia îi așteptăm, dar n-avem la cine să dăm. Cum se striga înainte pe bulgărește? Că se striga pe bulgărește. Nu prea să striga, că erau... Dar să cânta. Să cânta. Localnicii spun că cei care nu vor primi lăzărița în curte nu vor avea parte de belșug în anul acela, iar colindul este obligatoriu pentru bunăstarea comunității de bulgari din municipiul Târgoviște.